La 12 ani de durere. Eu pentru mine asta o văd. Ținând cont cine a fost, memoria lui care este acum, care este destul de vie. Văd că la fiecare meci suporterii noștri dragi îi scandează numele și asta este foarte important. Am văzut că a apărut mai nou un lucru extraordinar, PCH Junior. Copiii noștri, micuții dinamoviști, trebuie să crească cu acest spirit, spiritul dinamovist, spiritul lui Cătălin Hâldan. Vă pot spune câteva vorbe cum era el, un băiat extraordinar, prin felul lui de a fi. Bineînțeles, a crescut într-o familie de oameni superbi, pentru că am avut posibilitatea să-i cunosc, am crescut împreună, am avut realizări extraordinar de mari. Păcat că el nu a apucat să realizeze ceea ce am realizat și eu. Își dorea foarte mult să aibă o carieră foarte lungă la Dinamo, cu titluri, cupe, Champions League. Erau lucruri care și le dorea și ne le doream cu toții. Păcat că el n-a mai apucat să facă acest pas, care este destul de dureros. Eu am avut posibilitatea să ajung la un nivel foarte mare, foarte ridicat și știu foarte bine ce își dorea el. A fost o onoare și o mândrie pentru mine că am reușit să fiu coleg, în primul rând să-l cunosc ca și om, pentru că înainte de a fi un jucător extraordinar, un jucător fantastic pe teren, a fost un om de o calitate sufletească extraordinară. Am spus, sunt prea puține cuvinte de a-l putea descrie pe Cătălin Hâldan, omul și jucătorul. Să-l compar cu un pitbull, cele mai rele momente ale lui, când pur și simplu îl trimiți la luptă. El, pentru el, era antrenamentul sau jocul, la el nu conta. În momentul când intra pe teren, se transforma. Și asta mă făcea să fiu așa mândru, atât de fericit că sunt coleg cu el, pentru că îmi dădea și mie din atitudinea lui. Cât eram el, firav așa, când îl vedeam pe el că rupe gazonul ca noi să câștigăm, pur și simplu ne trăgea după el. Și asta mă făcea să, nu știu, să-mi doresc să joc cât mai bine și să câștigăm meciurile. O dăruință ieșită din comun, un devotament ireproșabil față de culorile clubului și de Dinamo. A dat 100% în absolut tot ceea ce a făcut pentru echipă. Rar cred că o să mai întâlnim un jucător cum a fost Cătălin. Asta este clar. Adversar era unul dintre cei mai puternici, pentru că dădea mereu 100% pe teren, în timp de 90-95 de minute până fluiera arbitru, era agresiv, alerga pe tot parcursul meciului și își dădea viața pe teren, se vedea asta pe teren. Ca și coleg l-am avut, cum am spus, la echipa națională de tineret, unde mi s-a părut un băiat extraordinar, un băiat simplu, modest, care dacă putea să te ajute, te ajuta cu orice. Și eu zic că era un caracter mare, un caracter care în cadrul echipei toată lumea ținea la el și toată lumea l-aprecia și îl respecta în același timp. În momentul când suporterii strigă numele lui Cătălin, pentru mine era ca un, nu știu cum să spun, un impuls ieșit din comun. Mă făcea să alerg mult mai mult, să trag de mine, pentru că eu știu cum era el. Atitudine și dăruire și sacrificiu de care dădea dovadă pe mine atunci. Și au fost momente când, într-adevăr, nu ne era foarte bine. În momentul când suporterii începeau să strige despre Cătălin, să ne încurajeze, atunci, eu fiind și capitan de echipă, mă supra-solicitam și făceam tot posibilul ca să joc,
să dau tot ce e mai bun din mine, pentru că știam că acolo sus Cătălin este și ne încurajează și este alături de noi și, nu știu, atitudinea asta care ne-o dădea în momentul când intra pe teren era extraordinar. În cuvinte, este foarte greu de explicat. Cătălin trăiește în sufletele noastre și de aceea și noi, la rândul nostru pe teren, vrem să, eu știu, să nu-l dezamăgim și să fie mândru de noi acolo unde e. Lumea să vină la stadion, să încurajeze echipa, iar jucătorii să-i dedice această victorie unicului capitan de la Dinamo. Cătălin Hâldan a fost și va rămâne mereu un exemplu pentru toți, atât suporteri cât și jucători de fotbal. De aceea vă așteptăm la meci în număr cât mai mare. Luni voi fi pe stadion, vă așteptăm la acest meci, pentru că avem mare, mare nevoie de dumneavoastră.